Bună dimineața! Bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit și această zi de 18 septembrie. Nu am un aspect despre care să-ți povestesc asta, însă ne aflăm, iată, sub influența careoului dintre Venus direct și Jupiter retrogradă, apoi Venus a tot făcut careol cu Jupiter și ne apropiem de o opoziție Soare-Neptun, care s-ar putea să ne creeze destul de multă confuzie în jur, plus că, na, Mercur nu mai e retrograd, dar încă mai e contaminat. Bun, hai să ne uităm la fiecare dintre noi. Îți amintesc, te uiți și la zodie și la ascendent și de asemenea vreau să-ți reamintești că este un horoscop teoretic aici. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Nimic nu ți se pare suficient, destul și vei avea tendințe din aceasta de exagerare. Iar cum guvernatorul tău Marte este în casa 7-a, bineînțeles, vei avea impresia că alții ar trebui să-ți dea, alții ar trebui să-ți facă, alții ar trebui să-ți zică. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Ei bine, careul lui Venus, guvernatoarea ta cu Jupiter, te poate face puțin inflamabil, să spunem așa. Sari din orice, te atinge orice vorbă, orice discuție, cumva te trigăruiește imediat, pur și simplu aerul. Doar respirând te enervezi și îți sar capacele, cum s-ar zice astăzi. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Opoziția asta Soare-Neptun, care se va petrece la grad perfect mâine, s-ar putea să-ți dea de furcă. De ce? Pentru că te bazezi ca acasă lucrurile să fie liniștite, familia să o ducă bine și tu să-ți vezi de ale tale. Dar cumva nu se va întâmpla acest lucru deloc. Deci acum, iată, la RAC sau cei cu ascendentul în RAC, îți recomand să ai grijă la cheltuieli. Unele vor veni peste tine fără să le aștepți, de aceea ai face bine să nu cheltuiești și tu în plus pe lucruri superficiale. Deci la Leu sau cei cu ascendentul în Leu, ei, și la tine pe parte financiară avem câteva problemuțe. Oarecum careul Venus-Jupiter te poate face să-ți dorești ceva extravagant, luxos, nemaipomenit și Soare din casa a doua, care se apropie de, iată, opoziția cu Neptun din casa a opta, te păcălește. E ca și cum te aduci într-o vitrină, tu vezi o bluză, ți se pare minunată și vrei să o cumperi, indiferent că s-ar putea să coste mai mult decât e cazul, și să mai fie și de plastic și să te mai și mănânce pielea pe urmă, să-ți facă tot felul de iritații. Deci acum la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară, nu este cea mai bună zi pentru decizii neapărat, cel puțin din punctul de vedere a teoriei astrologice, ci e mai degrabă ziua în care să aștepți să se întâmple lucruri. Trecem acum la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Marte te împinge, dar cum Venus guvernatoarea ta e în careu cu Jupiter, dai pe din afară. Nici tu nu știi încotro să o apuci și îți vei da cu stângul în dreptul și cu dreptul în stângul destul de multe ori. Deci acum la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Profesional, nu este cea mai bună zi pentru a te lăuda sau pentru a te victimiza. Că noi câteodată ne lăudăm prin a ne victimiza, că mai există și un comportament din acesta pasiv-agresiv. Așa că mai ai răbdare până să scoți în evidență ceea ce tu ai realizat în ultimul timp. Trecem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. O zi bună pentru plimbări, pentru călătorii, pentru studiu, pentru educație, însă fii atent că nimic nu e alb sau negru. Deci acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. E bine, știi cum e, nu ți-e toate financiar așa cum ți-ai fi dorit, mai ales când e vorba de familie și cei dragi. Și cei care aveți copii astăzi ar putea să cheltuiți mai mulți bani decât e cazul pentru aceștia. Deci la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător, cum Venus este în casa 7-a, în care o cu Jupiter din casa 4-a, nici tu nu știi pe cine să mai împaci în jurul tău. Cumva îi vrei pe toți liniștiți ca să poți să fii și tu liniștit, dar nu prea este. Și o să-ți dai seama că starea ta nu trebuie să depindă de stările celorlalți. Trecem la Pești sau cei cu ascendentul în Pești, ei bine, partenerul schimbă de la o oră la alta și va face acest lucru și în zilele următoare, schimbă planurile și tu va trebui să te adaptezi. Pe moment comentezi, dar asta este, nu avem ce să facem, trebuie să ne comportăm din când în când precum niște adulți. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine!